Cu mult timp în urmă, la cum până dintre ani, Nică al Petri pornea și el plugușorul de la casa părintească spre vecinii din sat, împreună cu frații și prietenii săi. În ziua de astăzi, urmașii săi, din satul de Baștină, au pornit și ei plugul pentru a ura oamenilor belșug și sănătate. Aho, copii și frați, dați puțin și nu mânați, lângă boi vă alăturați și cuvântul ne ascultați. Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește și începe a ura pe la casa colinda. Iarna-i greau, mătui mare, semne bune anuare, semne bune de belșug, ca și braza de supluc. La urechi cu zurgălei, să răsune mușii voi, mânați vă! Tradiția e de vreo 20 de ani, mi-a acest plugușor. Mulți au fost, au murit, s-au lăsat. Eram cel mai tânăr, am ajuns cel mai bătrân. Tineretul, îl luăm, să-l inițiem, să meargă tradiția mult mai departe. Să le transmitem românilor sănătate, un an mai bun, la mulți ani și tot ce e bine. Pentru mine, plugușorul înseamnă o tradiție foarte frumoasă, având în vedere că a fost reînființat din anul 2000-2001, când de atunci eram un copil și sunt ani de ani de atunci, în fiecare an am umblat cu acest plugușor. Sunt cel mai tânăr din bandă. Câți ani ai? 11 ani și merg de 2 ani. Îți place să mergi cu cei mai mari ca tine, să mergeți cu plugușorul? Păi da, pentru că mă cunosc cu ei și vreau să duc tradiția mai departe. Prindem la plecăi din bici, din cavale și telini, care prinde noaptea aici. Avem de trecut păduri, văile și munții suri, tot un bravă minunată de la Ștefan Vodă lăsată. Moldova, Basarabia, Bucovina, asta-i capra cu triez, hai să ne unim băieți! Pentru oamenii din sat, plecarea plugușorului este prilej de mare bucurie. Pentru unii dintre ei, cei mai în vârstă, este legătura cu copilăria petrecută în Humuleștiul de poveste. Plugușorul la Humulești a fost tot timpul aproape. De când eram eu copil, erau oamenii în vârstă, care umbla cu două perechi de boi cu ăsta și au umblat și eu la fel de prin 82. Până în acum 2 ani, 3 ani am umblat. Păi asta este o tradiție care se poartă din moș, trămoș, așa se poartă. Așa umblăm și creangă, așa umblăm și noi. Și se umblă prin sat, cu boi, cu urăt, cum se duc, arnăuți, copii mici. După ce au trecut pe lângă casa scriitorului Ion Creangă, urătorii trec podul de la Apa Ozanei și ajung în Târgu Neamț.